Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 10 ianuarie 2021. Copiii tăi sunt cu ochii pe tine. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Efeseni, capitolul 4, versetul 32. Iată povestirea unei mame pe care însă fiecare părinte ar fi bine să o citească și să o țină minte. Într-o zi m-am certat cu soțul meu și am sfârșit prin a striga unul la celălalt. Eu m-am retras pe terasă și m-am așezat cu capul în mâini plângând. Fiica noastră de 3 ani a auzit cearta. Te iubesc, mami, mi-a spus ea și m-a îmbrățișat. Și eu te iubesc, draga mea, i-am spus eu. Și-a pus mâna pe umărul meu și capul pe celălalt umăr și mi-a spus, aș vrea să-l iubești și pe tati. Îmi venea să-mi smulg inima din piept. Dar îl iubesc pe tatăl tău. Am avut doar o neînțelegere. La care fiica mea a zâmbit, s-a ridicat și a plecat. Unde te duci? Am întrebat-o. Ea a răspuns, merg să-i spun lui tati că-l iubești. Dacă îți expui copiii la mânie și la strigătele aruncate unul la altuia, asigură-te că sunt prin preajmă și atunci când vă manifestați bunătatea și iertarea și dragostea unul față de altul. Învățați-i cum să facă față problemelor, fără să atace persoana. Ajutați-i să înțeleagă că o diferență de opinie poate duce la o decizie care îmbunătățește lucrurile pentru toată lumea. Și că poți greși într-o anumită privință și cu toate acestea poți fi respectat și iubit în continuare. Deseori lucrul acesta înseamnă să înveți ceea ce pe tine nimeni nu te-a învățat. Dacă te afli într-o asemenea situație, învață din greșelile pe care le-au făcut părinții tăi și transmite această cunoaștere mai departe copiilor tăi. Iartă când ești rănit și nu te duce la culcare plin de resentimente. Vezi Efeseni capitolul 4, versetul 26. Domnul Iisus a spus în Marcu 11, versetul 25, că trebuie să iertăm pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Am încheiat citatul. Părinților, nu uitați, copiii voștri sunt cu ochii pe voi.